Salut din nou, precum v-am promis. Mergem astăzi la Viscri. Este o zonă pitorească, o zonă atât de frumoasă. O să vedeți, o să vă placă tot ce este acolo. Am mai fost acum câteva luni. Nu era foarte multă lume. Am cumpărat pâine de casă, o grămadă de cățeluși, de găini, de păsări pe stradă, văcuțe, capre, tot felul. Mi-a plăcut foarte mult. Și acesta este, după cum spuneam, drumul care duce înspre Brașov. La un moment dat, cum intrăm în județ, o să facem dreapta. Este un drum de câțiva kilometri. Acela este drumul care duce la Viscri. Și e frumos, o să vă placă. Sunt convinsă că o să vă placă. Ia, priviți ce priveliște. Este o zonă de deal, copaci de o parte și de alta a drumului, lanuri de porumb. Păcat că nu văd și lanuri de floarea soarelui. De câte ori văd floarea soarelui, îmi vine să opresc mașina și să iau efectiv o floare. Așa îmi place mie. Uite, încă n-am pictat floarea soarelui. Așa e o zi călduroasă, caniculară, aș putea spune. Opa, un cuib. Nu e nicio barză înăuntru. Cine știe, s-o fi dus să se răcorească și ea prin zonă. După amiază liniștită, dragilor, revin cu detalii. Îți place priveliștea, mami? Ce-o fi aici în dreapta? Arcada? Ce arcada? Ah, ceva construcții. Ce fain se vede cerul, fiind atent. Cam liberă șoseaua. Da. Intrăm în Saschiz. Asta e Saschiz. Am înțeles că e și o cetate pe aici. Nu sunt sigură. N-am vizitat niciodată cetatea. Uai. Mami, ne oprim la Viscri sau la Saschiz? La Viscri. La Viscri, vrea Rafael. Opa, am văzut o floare a soarelui. Cetatea asta să fie cetate. 1832, wow! Super tare! Ce multă verdeață și ce zonă faină, așa-i? Se adună norii, sper că nu ne prinde o vreme din aia grea și mare. Mai avem un pic. Acum intrăm în Mihai Viteazu. Uite, mami, barza, uite barza!
barză, ai văzut? Ieșim deja și mai avem 7 km până la Bunești. Acolo în stânga, în Bunești, este un motel cu restaurant, cu tot. Am fost de câteva ori și am mâncat o ciorbă excepțională la restaurant în Bunești. Recomand cu mare drag. Am fost întotdeauna foarte mulțumiți de acel restaurant, care se și vede, de fapt, imediat în stânga, restaurantul împreună cu motel. Vă vorbeam acum câteva secunde. Așa. Uite, mami, da, da, și uite cerul, mami, cât e de frumos, vezi? O grămadă de flori în partea dreaptă. Ce flori or fi? Un fel de flori albe. Abar n-am. Nu știu a cui o fi mașina din spate, dar asta e mai puțin important, mami. Fiecare are voie să meargă pe șosea. Fiecare om are un drum. Uite, mami, privește, intrăm în județul Brașov. Privește, vezi? Uite ce scrie. Județul Brașov. Ai văzut semnalul ăla de căprioare? Aici sunt căprioare. Uite, baloți de fân, foarte frumos aranjați. Da, da, sigur, mami, cum zici tu? Da. Destul de liberă șoseaua, așa e, mami? În zigzag e șoseaua. Aha, am înțeles. Uite! Am înțeles că satele din Ardeal sunt de regulă de tip adunat. Și în alte părți ale țării sunt de tip răsfirat. De fapt, mai e încă un fel, probabil mixt. Astea, da, se vede că sunt de tip adunat. Ia uite acolo în dreapta. Da, mami. Ia uitați acolo în dreapta undeva biserica și jur împrejur case, ce vă spuneam, sat de tip adunat. Așa am învățat la geografie când m-am pregătit pentru facultate. Ai văzut un balon, mami? Și ai făcut cu mânuța? Dragii mei, în zare se vede Buneștiu. O bisericuță, ceva case. E o comună chiar frumoasă, răsărită, foarte, foarte drăguță. Oameni harnici. Două berze sus, direct pe stâlp. Ai văzut, mami, nu stăteau pe cuib. Ce s-o fi întâmplat? Efectiv pe stâlp. Hopa! Semnul care duce la Viscri, vedeți? Aici, în dreapta, mergem la Viscri. Mai avem exact 8 km. Da, văd, mami, cât e de frumos. Uite ce biserică frumoasă, vezi? Wow! Wow! Și uite, acum facem așa vreo 8 km, un drum lăturalnic. Am ieșit de pe șosea, de pe șoseaua europeană și acum suntem pe un drum lăturalnic, o șosea încă în stare destul de bună, din câte se vede deocamdată, să vedem mai încolo. Să vedem și casa prințului, nu, mami? Prințul are casa aici. Prințul Charles, vorbim de el. Așa. Aproape pustiu pe străduță. Da.
niște copilași cu biciclete, trotinete, un mânz. Iar au apărut norii, vezi, mami? Bă, da. Leu, ce căsuțe! Un tractor. Hai că avem loc pe lângă. Nu e problemă. Nu sunt nori negri. Nu sunt nori negri, nu? Nu, sunt doar așa, niște norișori. Așa e, mami? Uite, vezi? Acolo în depărtare, în stânga, o zonă care a fost despădurită și acum a reînceput împădurirea. Uite, în stânga, ce fain se vede, o să fie frumos. Deci e destul de multă pădure încă. Oare ne întâlnim cu un ursuleț? Mami, ai o ciocolată la tine să-l servim? Ai uitat-o acasă? Nu-i nimic, are mami. Am eu o ciocolată și pentru ursuleț. Dar nu știu zău dacă ne întâlnim cu el chiar acum, cu toate că e destul de pustiu pe aici. Vai, de ce frumos, câți baloți ai văzut! Foarte frumos! Mai avem 6 km până la Viscri. Avem 5 km. Aproape 5 km. Ce fain e drumul ăsta în dreapta și în stânga, nu vezi pe nimeni. Oh, da, seara n-aș avea curaj să conduc pe aici, dar acum pot conduce fără nicio problemă. Drumul e liber exact așa cum îmi place mie. Vede de mine ce curbă. Așa. Poate ne întâlnim cu un alt animal, mami, o căprioară. Poate vedem un cerb. Da. Gata, acum, în sfârșit, este Viscri. Se pare că este localitate supravegheată video. Doi ce vai scrii. Mama mia, șoseaua. Ah, telefonul. Mă scuze. Așa. Wow, ce nor de praf. Să am grijă cum fixez telefonul. Nu este asfalt, nu este ciment, probabil așa e farmecul localității. O luăm puțin în dreapta. Hai să vedem. Aici când am mai fost, acum câteva luni, am cumpărat. Aici, în stânga, căsuța asta cu un fel de bleu, nu știu, un fel de albastru, este casa prințului, de fapt. Da? Ați văzut-o? Este o casă cochetă, mică, chiar faină. Greu se circulă pe aici. Ceva găinușe. Oh, o mașină de Suceava. Se pare că și din Suceava au venit. Eu
Ia uite, două pisicuțe am ajuns în parcat, am găsit două pisicuțe, uite ce drăgălașe sunt aici pe băncuță, ce liniștite sunt. Ce faci, pisicuță? Am parcat mașina și văd că aici sunt pietre. Sunt pietre destul de mari din loc în loc. Nu știu oare pentru ce. O să vă arăt aici ceva foarte tare. Un fel de fântână. Ia priviți. Este o fântână făcută dintr-un trunchi de copac extraordinar. Eu n-am mai văzut așa ceva. Uite, apă rece. Wow! Ce fain e să te mai răcorești. Și ce limpede e. Foarte fain. Și destul de mare. Uite un cățeluș. Și acum luăm înspre biserica fortificată, cred. Nu mai țin minte, sigur, a fost acum câteva luni bune. Sunt mașini din București, Bacău, Suceava. Sunt multe mașini pe aici, prin zona Prahova, Ilfov, Galați, destul de multă lume pentru o zi de luni. Ia uite, și din Italia veniți. București, sunt foarte multe mașini de București. Ce case faine sunt aici, așa vechi, stilul ăla. Porțile mari, săsești așa, cum sunt și în Maramureș, cam așa au să și ca și în Maramureș. Ia uite ce scrie aici, Programul Național de Dezvoltare Rurală, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Wow! Ia uitați, două berze! Un cuib și două berze. Ce romantic! Aici este ca satul ăla de odinioară. Lumea stă pe prispă, pe bancă. Uite ce frumos e! Ca odinioară. Da. Uite ce produse faine. Foarte drăguț. Aici ce scrie? Un afiș de vânzare brânză de bivoliță, 35 de lei pe kil. Mamă, ce calumia! Uite cu pridvor! Uite papuși de casă! Mănuși, da, mami, sigur că... Da, mănuși! Asta este biserica. Am impresia că este chiar biserica fortificată. Evanghelică, din câte țin eu minte, o să ne lămurim pe parcurs. Hai să vedem ce scrie aici. Da, corect, Biserica Fortificată Viscri Kirchenburg Deutsche Weisskirch. Aha, frumos. Am intrat în Biserica Fortificată. Acolo mami. Este Rafael. Da, mami! Te văd, mami! Voi, dar ce frumos este aici. Da, iubire, hai să vezi brazii, vino! Ce brași, răcoare, fain, este ca o dumbravă minunată. Suntem super încântați. Vai, de ce frumos. Mami, unde ești? Aici. Nu te mai văd, ești ca o scufiță roșie, te-ai ascuns de lup? Ce scări pietruite peste tot. E piatră pe jos. Rafael urcă scările. E puțin greu pentru că sunt pietruite. Cineva lucrează. Îmi pare rău pentru zgomot, dar na. Oamenii lucrează, fiind și zi de luni.
Ia uite ce fain se vede biserica fortificată. Foarte tare. Mamă mia, dar ce ziduri. Ce era să cant. Vezi, mami, unde ești? Bravo, locul 1. Da. Aici intrăm să plătim. E 12 lei biletul. Doamne, cât e de frumoasă. Și ce ziduri rezistente. Ce construcție. Wow, dar ce frumos e aici. Da, mami. Da, iubire, da. Uite, aici putem... Wow, uite, aici este un caiet unde putem scrie impresii. O să scriem la sfârșit. O să scriem ce ne-a plăcut aici. O să spunem ce ne-a impresionat cel mai mult. Ia să... Wow! Uite, uite ce scrie aici, mami. Turnul slăninei. Slăninii. Mama mia, aici se ținea slănina pe vremuri. Fii atent, mami. Wow, ce interesant! Mami, am văzut căluța. Da, priviți. Ce interesant, chestii din ceramică. Uite, wow. Troacă pentru pâine. Uite, aici se făcea pâinea. Uite ce geamuri micuțe tu. Hai să vedem ce scrie aici. Turnul slăninii. Până în anul 90, oamenii nu aveau frigidere și își depozitau aici. Mamă mia, pe șoricul slăninii se scria peste tot numărul casei. Acest lucru având următorul scop. În fiecare duminică dimineața la ora 7, ușa turnului era deschisă de către doi oameni care răspundeau de turn ca fiecare să-și poată lua bucata de slănină care era utilă pentru săptămâna viitoare. Ce tare! Deci o bucată de slănină, da, destul de elocvent ce am citit. Aici jos niște linguri. Cârpător pentru prăjitură, cârpător pentru carne, însă o era să mă lovesc de slănina asta, cred că m-a și lovit un pic de ea. Uite o poză, cum arăta slănina pe vremuri, slănina localității Viscri. Foarte fain! Cobor scările și mă uit mai departe să văd ce-o fi mai departe. Sunt deja destul de mulți turiști. Wow, asta e ladă de zestre! Wow, ce fain, altă ladă de zestre! Ce modă era pe vremuri, mamă mia! Uite aici, umbrele vechi! Ce e asta, mă? Să nu spui că e un căruț în care stătea un copil, oare? Nu! Vrei tu un căruț? Nu știu dacă avem nevoie, mami. Dacă avem voie, este obiect de muzeu, iubirea mea. Încă nu. Când ne întoarcem, hai. Nu, nu, încă nu. Când ne întoarcem, am promis, bă, da? Bă, nu. O întrebăm pe doamna și dacă ai voie, vei merge, da? Te-ai liniștit? Hai, bine, mă bucur. Aici... roți de pe vremuri, ceva, unelte agricole și ce avem aici? Banchetă pentru căruță. Așa, nu au toate eticheta, un taler, un cântar de pe vremuri. Un cântar de pe vremuri. Chiar nu, așa ceva încă nu am mai văzut. Uite. În curtea interioară. Și o grămadă de străini aici. Aici ceva cuiere. Hai să vedem. Este o încăpere în care sunt ei. Uite ce mai găsim aici. Mama mia, mase pictate, model Luther Tisch. Tisch înseamnă masă, Luther, adică masa lui Luther. Așa, un ceas de perete. Așa, asta arată ca o ladă de zestre. Uite, păi trebuia să aibă domnișoara un cearșaf acolo, perne, să fie pregătită un pat. Ia să vedem. Un costum. Un costum de țipă.
O păpușă, ceva postav, ia uite ce frumusețe, ce frumusețe și ce modă interesantă. Ai impresia că uneori moda revine. Ia uite ce scrie, ce femeie măritată în port de duminică. Ia uite, ar fi trebuit să fie totuși puțin mai zâmbitoare fata dacă tot se mărita. Farfurii în lut, de lut. Ia, doamne, ce frumusețe. Ia uite aici, bijuterii, una alta. Wow, cărți vechi, ador cărțile vechi. Sunt toate în germană, văd. Înseamnă că asta era biserica fortificată evanghelică. Păpuși îmbrăcate, minunat. Ce mai vedem pe aici? Semn pentru informatari. Și pe aici cărți vechi, ceva biblii. Bani, bani vechi, mama mia, ce vechi. O să vedem aici. De când sunt. Așa, obiecte ale sașilor aflați la muncă în Statele Unite la începutul secolului 20. Ce fain. Uite și o poză de familie. Urcăm scări. Să vedem unde duc scările, ce mai vedem pe aici. Ia uite ce frumos, tot e frumos, ești ca într-un film aici. Dacă filmul ăsta trebuie să aibă un regizor bun, bun. Bine, eu sunt amator. Clar, mamă mia, cizme, ce meseriașe sunt. Aha. Uite, asta este o scândură pentru spălatul rufelor. Mamă mia! Chei! O grămadă de chei, foarfece! Obiecte de fier forjate manual. Broască, foarfecă, foarfecă pentru tuns oi. Ce călunți! Ce căluț, auzi, mă, ce calumi, am vrut să zic și a zis căluț din greșeală. O, ia uite, furcă. Unelte de tâmplărie. Ce harnici erau sașii. Furcă pentru torț, uite ce fain, cam poveste. Război de țesut. Prelucrarea inului și a cânepii. Foarte interesant. Suveică pentru țesături cu model. Acum mai sunt niște scări. Coboară cineva și va trebui să urc. Noi suntem undeva la etaj aici. Acum am urcat aici sus. Uite ce fain. Deci vedere curtea interioară a bisericii. Mamă mia, suntem destul de sus. Aia, ce frumos. Nu știu ce se întreb aici pe o doamnă, poate am văzut că vorbește germană, oare ce-or fi astea? Hallo? Es tut mir leid. Wissen Sie, was kann sein? Was kann sein? Ich habe überlegt, aber ich habe keine Ahnung. Aufbewahrung von Getreide. Echt? Denke ich mir, ja. Interessant. Getreide oder Mehl oder sowas. Aha, aha. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Așa, am întrebat. Eu nu eram sigură de o chestie. Vorbesc și eu germană. Am locuit 5 ani în Germania. Dar tot mai bine e acasă, apropo.
Asta să fac cu paranteză. Așa. Ia uite ce priveliște superbă. Nu știu, am întrebat-o pe doamna ce ar putea fi lăzile astea, nici dumneavoastră nu este sigură. Acum o să cobor. Sunt foarte mulți nemți astăzi, se pare. Și olandezi și români. Mama mea, ce scări, fratele meu! Cum mai cobor eu pe aici? Pentru că trebuie să și filmez, trebuie să am grijă. Da, am promis că vă arăt un loc frumos, deci mă țin de cuvânt, vedeți, nu? Așa, și cred că ar trebui să mai cobor niște scări. Ce-o mai fi aici? Hai să vedem. Oh, gata, scările mele favorite. Așa, mama mia. Trebuie să am grijă. Uite ce fain, se vede de sus. Și acum cred că se iese de aici, nu știu. Alte scări, altă încăpere. Hai să vedem ce-o fi aici. Asta arată ca o... Dumnezeule, asta e biserica aia veche. Asta e biserica cea veche. Este superbă. Este superbă. Acum sunt la etaj. Uite ce candelabru. Ce băncuțe unde stăteau oamenii. Se pare că din 1500. Mamă mie, 1500 și un pic. Hai de mine cât e de veche. Frumos conservată. Am coborât acum de la biserică. Vreau să intru, de fapt, la parter în biserică, să văd cum e. Wow, ce pictură superbă! Aici totul e pictat. E pictat, vezi? Tăblițele astea sunt pictate. Vezi, mami, sunt destul de mulți turiști, și români, și străini, am văzut și francezi, și nemți. O grămadă. Ia uite. Acum încerc să urc în turn. Acum urc în turn. No. Doamne, ce! Un loc foarte, foarte îngust. Niște scări. Un zid gros. Horror, Dumnezeule, ce! Aoleu, ia uitați-vă pe unde am urcat. Uitați-vă, superb! Este un loc minunat. Bine că e răcoare, pe căldura asta e numai bine. Mama mia! Asta să fie o încăpere. Hai să mai vedem. Aici nu se vede nimic. Numai un pic. Gata, am aprins blițul. Gata. Aici e și mai îngust. Dumnezeule, pe unde pot să urc? Nu vine să cred. Iarăși, o gură de oxigen. S-au gândit bine. Și așa. Și în sfârșit la o poartă. O scară, pardon. Altă scară care duce la turn. Am vrut să urc, dar se pare că nu trebuie să aștept să coboare cineva. Un pic. Îngust. Îngust loc. Ce interesant. Vai de mine. Ce e aici? Iarăși întuneric. Mamă mia, cum se vede. Aici trebuie să așteptăm să coboare alții. Au prioritate cei care coboară. Pentru mine au prioritate. Mai e greu să cobor decât să urci. Din punctul meu de vedere, e greu. Aici trebuie să-ți folosești și mâinile și picioarele ca să urci. Uai de mine. Așa. Ia uite pe unde am urcat. Și am ajuns în sfârșit, în turn. Priviți cât suntem de sus. Uite, jos e o doamnă. Abia se vede. Ia priviți. Mamă mie, dar ce fain în turn. Foarte fain și foarte greu accesibil, dar nu este imposibil. Priviți, oameni buni, cupola.
Ce fain, suntem deasupra lumii. Suntem stăpânii lumii. Ai impresia că ești stăpânul lumii când ești aici. Privește, ia uite cât e de jos omul. Vai, vai. O minune, deci nu-mi vine să cred. Ce fain! Ce mă bucur că am venit azi la Viscri, super tare! Excepțională vedere! Mama mea, și jos este doar scândură, pur și simplu doar scândură. Da, mulțumesc, mami, uite, acum încerc să cobor, vai de capul meu. Nu cred că pot să și filmez și să și cobor, este destul de riscant. Nu știu zău, dacă reușesc, vai de capul meu. Cum e aici? Dacă am aprins blizul, să vedeți și voi. Nu, aici trebuie să merg pe lângă. Sper că nu alunec. Scara asta nu o vă puteai filma pentru că trebuie să țin mâna dreaptă pe balustradă, nu pot filma. Acum iarăși o scară din aia foarte greu de coborât. Drumul meu preferat e atât de îngust. Vai de mine și de mine. Este foarte îngust, drumul meu preferat în ghilimele. Bine, n-am treabă pentru că este aer din loc în loc, însă dacă ești claustrofob, nu prea ți recomand aceste scări. Poți să vii să vizitezi biserica, dar lasă scările deoparte, lasă turnul deoparte. Și acum, ultima parte a scării de piatră din turn. Un loc îngust, abrupt, dar frumos, plin de mister și de istorie. Mie îmi place. Și cred că s-ar putea să placă multora. Ups. Mulțumesc. Acum ieșim din biserică. Acum suntem în curtea bisericii. Rafael, bineînțeles că fuge. De fapt, a fugit că nu-l mai văd. Uite, mami, bineînțeles că poți să fugi atunci când ești pe iarbă, știi? Mami, uite ce flori superbe. Da, fugim roată, desigur. Asta este biserica, măi. Am fost înainte aici. E biserica. Rafael fuge în curtea bisericii fortificate, bineînțeles, lui place să fugă. Asta este curtea exterioară. Aici remarcăm un nuc fantastic. E atât de frumos, e bătrân, e frumos, tare și ține o grămadă de umbră. Tot prin curtea exterioară a bisericii evanghelice fortificate. M-am cam rătăcit. Pe aici o creangă de prun. Uite, mă, s-au uscat prunele. O fi căzut și prunul ăsta e destul de... în vârstă, destul de bătrân, săracul. Sigur, la furtună s-a întâmplat chestia asta. Păcat, uite câte prune ar fi fost. E plin de prune aici. Ai face un gem, o marmelată din prunele astea. Păi nu? Îmi place maxim marmelada de prune. Mama mia, dar ce ziduri groase, Dumnezeule. Pe jos doar prune. Uite, frumos, tare, uite aici. Ia uite cerul. Îți vine să stai aici mult, mult, mult timp și să nu mai pleci deloc. Asta îți vine când vii aici. E așa de frumos. Ai văzut o cușcă de câine, Rafael? Unde? O cușcă de cățel a văzut Rafael, da, mami, da. Acum părăsim biserica fortificată. Aici este un, ce să zic, un indicator. Ce scrie? Pâine tradițională la numărul 78. Ah, mi-aduc aminte, acum câteva luni am mai cumpărat de la doamna. Este o doamnă foarte drăguță, are cea mai bună pâine de casă. Vine și la Sighișoara și o vinde. Este excepțional de bună. La revedere, biserică fortificată din Viscri. O să mai venim și altă dată cu mare, mare drag. Acum coborâm. Uite, aici este numărul 73. Se vede că este o terasă, un magazin. Șoseaua este cu piatră, e pietruită. Are farmecul ei, n-aș schimba asta pentru nimic în lume.
Mai că se merge puțin mai greu, atâta tot. Uite, aici este un restaurant, văd că se cheamă la Mariana, sau nu văd eu bine? La Mariana, numărul 73, ciorbă de pui, porc cu salată, etc. Și așa mai departe. Deci este restaurant. Noi căutăm, de fapt, numărul 78, acolo este o pâine mega delicioasă. Țin minte că parcă și ei au un mic restaurant și o mică terasă. Nu mai sunt sigură. Acum, asta e, vom vedea. Sunt destul de mulți turiști, cred că am mai zis și probabil mă repet. Îmi cer scuze dacă mă repet. Pentru o zi de luni chiar sunt destul de mulți turiști. În sfârșit, se vede că este numărul 78. Pâine tradițională, mama mia, vă recomand cu cel mai mare drag, e cea mai călduroasă recomandare referitoare la pâine. Foarte tare, hai să, mami, să mergem să luăm pâine. Mama mia, uite, ne-a lăsat domnul, foarte drăguț, suntem la Viscri, la numărul 78, arătăm cum se face aici pâinea, este gata. Probabil asta urmează să fie bătută. Am venit să cumpărăm și nouă pâine. Abia aștept, este mega delicioasă. Ia uite, aproape bătută este asta. Arată extraordinar. Mamă, ia ce căldură, uite ce cuptor, fain. Ia uite, pâine caldă de la Viscri, cea mai bună pâine din Ardeal, superbă. Iar aici este minunata terasă de la numărul 78, terasă deschisă în weekend cu o mâncare super mega delicioasă. Vă recomand cu mare drag.